Vă salut, prieten, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ne trimite următorul documentar. Mega scandalul Heidi Fleiss, femeia care a șocat America. Care este adevărul? Sunt Cristian Alexandrescu și îi dau citire. Statele Unite și scandalurile sexuale. Încă din începuturile zilelor moderne, poporul american s-a putut oripila sau delecta cu scandaluri de tot felul, culminând cu cele de cancan sexuale. Odată cu dezvoltarea mass-mediei, scandalurile au putut fi cunoscute și comentate de fiecare american. Anii 30 aduc în prim plan scandalurile hollywoodiene, urmate de demisii, dar și de sinucideri. A urmat principalul furnizor de scandaluri, prohibiția și dezvăluirea strânselor relații dintre mafioți și politicieni de marcă. Mai aproape de noi s-a derulat scandalul Monroe și relația cu frații Kennedy și mai nou afacerea Clinton-Lewinsky. Cel mai mare scandal însă a fost cel provocat de vestita matroană Heidi Fleiss. Ea a devenit un mare subiect de presă și chiar cinematografic. Iete, asta e viața mea. Am atins culmi incredibile. Mi-am petrecut o seară cu Lady Di. Am luat cina cu Nancy Reagan. Dar mi-am și petrecut 1997 la carceră în penitenciarul din Dublin, California, declara Heidi. Heidi a atins celebritatea publică după ce a fost arestată cu surle și tâmbițe în anul 1993 în baza unor acuzații care aveau de-a face cu cea mai fabuloasă rețea de prostituție din Los Angeles. Avea să devină cunoscută public drept matroana Hollywoodului, iar revista People avea să o denumească brokerul de sex al vedetelor. Însuși rapperul Kid Rock avea să cânte despre ea: îmi deschid un serviciu de escorte, s-o găsesc pe Heidi Fleiss. Afacerea lui Heidi se dezvoltase practic ca o condiție obligatorie în cercurile vicioase ale multora dintre celor care împărțeau puterea în lume, încât în orice noapte puteau să aibă fete de ale lui Heidi, pe cel puțin 3 continente și nu arare ori. Fetele lui Heidi se regăseau în avioane private sau deținute de corporații. Debutul în industria sexului. La început, Fleiss s-a mutat în Nevada, unde prostituția era reglementată și legală, în anumite ținuturi, în speranța că își va deschide un bordel exclusiv masculin pentru femei. Dar ferma de armăsare a lui Heidi a avut mari probleme când a început să se confrunte cu opoziție din partea localnicilor care au ridicat interpelări legale. Heidi Fleiss s-a împrietenit cu Marian Erickson, o vecină bătrână imobilizată la pat, aceasta fiind la rândul ei o fostă matroană. Se pare că Heidi a preluat câte ceva din fetele bătrânei, dar mai ales relațiile ei. Zilele ei de glorie ca practicantă individuală au fost efemere. Când avea 21 de ani, a început să se prostitueze pentru legendara Madame Alex. Mi-aș fi dorit să fie o curvă mai bună, nu puteam să mă pun cu celelalte fete, spunea Heidi. Ea și-a dat repede seama că talentul ei nu era să-l ofere personal servicii clienților, ci să intre în industria de servicii și, în scurt timp, ea conducea afacerea, apoi s-a lansat pe cont propriu și timp de vreo 2-3 ani pe cai mari a monopolizat piața de sex de lux din Los Angeles. Matroană prosperă. Între anii 1991 și 1993, Heidi Fleiss a condus o rețea de dame de companie de lux. La un moment dat avea vreo 500 de fete care cereau de la $1,500 pe noapte în sus. Heidi Fleiss recunoștea că i-a băgat în buzunar 40% din încasări. Clienții lui Heidi erau de la manageri de companii din topul Fortune 500, la tineri moștenitori și fețe regale în decădere, de la starul rock la actori cu dare de mână. Fetele lui Heidi erau pregătite să arate permanent ca fiind scoase din cutii și perfecte. Matroana a mărturisit că voiam ca tipii să știe că fata e născută și crescută în Beverly Hills, acum a coborât de pe coperta revistei Seventeen, dar se... adică și-o ca Jenna Jameson în dormitor. O să fie cea mai murdară fată de pe planetă, o să aducă și alte fete, o să facă și aia și ailaltă, o să-ți facă chestii de care nici n-ai auzit, aia e fata. Chiar și așa, susținea Fleiss, sexul în sine n-a fost niciodată super pervers. La nivelul și la bugetul cu care am eu de-a face, n-ai timp de așa ceva, să încerce oamenii asfixierea erotică și să moară. Nu exista nimic într-atât de abuziv sau degradant încât să se simtă cineva rușinat sau rănit a doua zi. Dacă era cu droguri și alcool, oameni la care nu te aștepți o să vrea din senin să sugă un penis sau ceva de genul, genul ăsta de chestie nu era chiar atât de dubios pe cât îți închipui. Sau dintr-o dată vrei sex anal cu o rachetă de tenis, dar cu care capăt. Chestii de genul ăsta. Ok, n-o să înțelegi niciodată de ce miliardarul ăsta vrea să poarte lenjerie de damă. Și ce dacă?
În curând, clientela lui Heidi Fly s-a depășit orice așteptare. Practic, nu se mai organiza niciun eveniment la elite la care să nu participe și fetele lui Heidi. Planurile lui Flies. Într-un interviu acordat după ieșirea din închisoare, Heidi a susținut că pentru ea inițial afacerea cu fetele nu era decât un pas spre altceva. Ea spunea că scopul ei inițial a fost să adune destul capital cât să schimbe carierele, să intre eventual în imobiliare. Dar nu a mai putut să scape de strălucirea poziției de bani mulți, droguri și putere. M-am înhăitat cu oameni care sunt între acei 1% din cei mai bogați din lume. Mi-aduc aminte când mi-a plătit un client $10,000 în bagnote de 500. Într-o zi a apărut la ușă un colet de lingouri de argint care cântăreau gen peste 3 kg fiecare. Le foloseam pe post de opritoare de uși. Aveam o fată, pe coperta revistei Seventeen, alta la Harper's Bazaar, toate lucrau pentru mine. Tupeul lui Heidi depășea de multe ori normalul, de exemplu, la inaugurarea președintelui Clinton în 1993, a trimis un grup mare de fete printre democrații veniți să salute pe noul președinte american. Alca s-a petrecut în Argentina, la campionatul mondial de polo, unde și-a trimis iar fetele să facă atmosferă și nu numai. Prezența fetelor lui Heidi a făcut senzație și la regatele de iahturi de la Acapulco și chiar la Monte Carlo. Își transformase propriei casă, canionul Benedict, în agenție de plasat sex, în casă erau permanent femei frumoase care stăteau tolănite la piscină, dar și alcool și droguri din plin. Mărturii de la procesul sexului. La procesul matroanei Fly s-au depus mărturii mulți actori, oameni de afaceri, dar și politicieni. Un rege local al imobiliarelor a povestit cum le plimba pe domnișoarele lui Fly cu avionul lui particular. Tot el a declarat că chiar și șefii de stat o sunau direct pe Heidi. Aceasta a completat, dacă chiar aș fi ieșit să spun tot, aș fi putut să blochez nafta. Procurorul de caz o descria pe Heidi Fleiss ca fiind o femeie lacomă fără scrupule, care dorea să epateze. Astfel, procurorul insista pe banii cheltuiți de Heidi pentru a putea locui între bogați. Parcă-i din altă lume, trăia într-o lume care chiar nu era realistă, pe bune. N-ajung prea multe persoane de 25 de ani să-și cumpere o vilă care valorează mai multe milioane de dolari în Beverly Hills, așa pur și simplu, și să trăiască în stilul mare. Vecinii ei erau Bruce Springsteen, Bernie Brillstein, Jay Leno și Jack Lemmon. Din mărturiile unora reiese că Heidi se exprima liber și fără fasoane gen devine din ce în ce mai bine, ca și cum n-o să se spargă niciodată valul. Îmi amintesc că în unele zile nu-mi place deloc să pun problema financiară, eram gen, ok, hai să vedem dacă pot să fac 200.000 de dolari până la finalul săptămânii. Și apoi eram genul, oh, Doamne, am făcut 300.000 de dolari. Gen, ajungi într-o zonă, totul era haios. Pe bune, fetele sunt plătite să-și o treacă cu Charlie Sheen. Chiar ea mărturisea la tribunal și petrecerile. Nu făceau sex pe bani la mine acasă, dar veneau să o ardă pe acolo. Eram o persoană sociabilă. Vin la tine acasă să petreacă oameni gen Jack Nicholson și Mick Jagger. Mi-aduc aminte că am ajuns odată acasă și dansa prânz la mine în sufragerie. De ce a avut succes Heidi Fleiss? Și înainte de Heidi, existaseră bordeluri, matroane, afaceri cu escorte, dar nicio afacere nu a putut ajunge la așa dezvoltare mondială ca cea patronată de Heidi. E clar, mai existaseră și înainte furnizori de carne vie care aprovizionau elitele, dar Fleiss era un model nou de anii 90. Nu era nici pe departe discretă, se plimba prin oraș într-o Corvette din 92 sau un Mustang din 67, ci întruchipa eleganța damelor de companie chic într-o perioadă în care curvele, redenumite pompos escorte, ajunseseră brusc populare. Deveniseră modele în muzica rap, ba chiar făcuse senzație și celebrul film Pretty Woman. Oferta ei a fost cu totul diferită față de înaintașă. La Heidi se făcea totul pe față, nu se ascundea de mass media, nu se ferea nici de justiție și nici de fisc. La un moment dat ajunsese un fel de brand internațional și milionarii lumii se întreceau în a-i fi clienți, parcă era o licitație pentru un Rolls sau un Ferrari. La atât de mare și cotă ridicată avea Heidi, încât și după destructurarea rețelei sale de escorte și după ieșirea din pușcărie, numele ei se vindea foarte bine. Astfel, doar la câteva luni după ce a ieșit din închisoare pe cauțiune, și-a lansat o colecție de haine, Heidi Wear. A primit multe oferte de filme de televiziune, a acordat interviuri, a pozat în corveta ei, în cizme negre și cu ochelarii de soare, marca stilului ei,
pentru celebrul Annie Leibovitz. A purtat pentru reclamă haine de Norma Kamali și Dolce & Gabbana, etc. Scandalul, agenda și declarațiile tupeiste ale unei curve de lux. Pe toată perioada cât a activat ca escortă și apoi când își conducea propria afacere, ea nu s-a ascuns, iar în mass media au apărut tot felul de declarații de ochiate indecente. Uite ce, știu că Madame Alex era extraordinară în tot ce făcea, dar cam așa stau lucrurile. Ce a construit ea în ani de zile, eu am realizat în unul. Palierul de lux e palierul de lux și nimeni nu e la un palier mai luxos decât mine. În industria asta nimeni nu fură clienți, există pur și simplu servicii mai de calitate. Dar tocmai lăudăroșenia ei a adus necazurile. Astfel, poliția din Los Angeles a început să urmărească și să adune dovezi. Dovezi care au trimis-o 4 ani la pușcărie. În timpul procesului, cea mai mare senzație a produs-o agenda ei personală. În timpul procesului, Heidi Fly s-a luptat până la capăt. Aparat, orice lovitură. Până când agenda ei de client a devenit obiectul unei dispute legale și de presă. De fapt, nu era una, ci mai multe agende îmbrăcate în piele roșie de la Gucci. Astfel s-a dat publicității o listă impresionantă de nume celebre care au apelat la serviciile ei. O parte din acești foști clienți au îngropat-o și ei pe Heidi cu mărturisirile lor. Astfel, aceștia au furnizat procurorului secrete, interviuri, telefoane înregistrate, filmări incriminatorii, etc. Clientul number one, Charlie Sheen. În mărturia sa filmată de la procesul lui Fleiss, actorul a recunoscut că într-un an cheltuise $53,000, cât pentru vreo 20 de întâlniri, pentru escorte de calibrul lui Heidi. Se știe că Sheen prinsese un val de celebritate în anii 80 cu filme precum Platoon și Wall Street. În anii 90 ajunsese o caricatură din cauza comportamentului autodestructiv. Sheen a afirmat în revista Maxim că până în anul 2000 se culcase cu vreo 5.000 de partenere, dar după 15 ani mai târziu avea să anunțe că e seropozitiv. E cel mai celebru client al meu, spunea Fleiss, pentru că cecurile lui de călătorie erau la mine în poșetă, când m-au arestat. Altfel n-aveam niciun motiv să-l dau în gât, am avut oameni care au cheltuit mult, mult mai mulți bani pe mine. Prezența lui Sheen în agenda lui Heidi l-a făcut să piardă roluri importante și contracte de publicitate. A fost cel mai lovit economic personaj din lunga lista lui Heidi. Recunoaștere și închisoare. Eu mi-am scufundat corabia, am fost idiotă. Și trebuie să-mi asum responsabilitatea. Toți știam ce facem. Fetele știau că e ilegal. Tipii știau că e ilegal. Eu știam că e ilegal. N-am crezut că o să ajung într-o închisoare federală pentru sex, dar asta s-a întâmplat. Ei pot să zică că a fost pentru evaziune fiscală de la fisc, dar nu-i vorba de nimic altceva în afară de sex, recunoștea Fleiss. Dacă alți proxenezi de-a lungul timpului au scăpat destul de ușor, Heidi n-a avut norocul ăsta. Avea să-i spășească 3 ani pușcărie, după care a ieșit sub cauțiune, pedeapsa ei fiind mult mai mare. Și-a supraviețuit, recunoaște Heidi, pentru că s-a adaptat la mediu. Despre închisoare i-a povestit că e iadul lesbienelor. Am avut o iubită, o mecanică de avioane, care intrase pe acuzații legate de droguri. A doua iubită semăna cu J-Lo. Prefer bărbații, dar ești acolo și faci ce-i de făcut. La ieșirea din închisoare, Heidi a răspuns la o întrebare pusă de un ziarist vis-a-vis de motivațiile ei anterioare. În deceniul respectiv, ca femeie care își conduce propria afacere, ca ființă sexuală și ca individ cu voință puternică, am învățat că perioada le-a conferit femeilor mai multă autonomie în privința sexului și a puterii. Lumea s-a schimbat în ce privește femeile și independența și banii. În anii 90 locuiam cu Victoria Zellers în casa mea din Beverly Hills și spuneam chestii de genul: în seara asta vrei blond sau brunet? Un tip blond sau un tip brunet? Eu ziceam: nu îmi pasă câtă vreme nu mă sună înapoi. Am de lucru mâine dimineață. S-a ajuns, cred, la faza la care femeile nu se mai simțeau atât de presate că trebuie să se mărite cu primul tip cu care fac sex. Și cu asta s-a cam spus totul, deși Heidi Fleiss a promis că povestea ei nu s-a terminat încă. Așteptăm cu nerăbdare continuarea, George Hodorogea. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!